Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu am o nepoțică jumătate spaniolă, jumătate româncă, în sensul că este fata fratelui Ionelei. Ei locuiesc în Spania de foarte mulți ani și nepoțica are 5 ani. Și învață în momentul ăsta, săraca de ea, la 5 ani, vorbește așa, în română acasă, în castiliană spaniolă la grădiniță, în catalană cu prietenii ei, că locuiește mai la nord de Barcelona, deci acolo este Catalunia, vorbește în catalană, are 5 ani, 3 limbi străine. Și nu le amestecă? Ba da, și începe să vorbească și engleză curând. Catalana, pentru cei care nu știu, e un dialect aproape complet diferit de spaniol, adică da, seamănă pe alocuri cu spaniola, dar destul de diferit. Sunt diferențe mari. E un dialect al limbii castiliene, cum ar veni. Da. Și interacțiunea cu ea este, cum să spun, adică folosește un soi de amestec între română și spaniolă. Zice, pero ursulețul a mâncat. Adică, dar ursulețul a mâncat, nu mai dorește să mănânce. Sau zice, ce mi-e place mie, pentru că spune que me gusta a mí, adică ce îmi place mie este ce mi-e place mie. Da, 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 da. Sau vreau să probez și eu ceva, vreau să încerc ceva. Și în contextul ăsta am descoperit un articol despre ceea ce s-ar putea numi o nouă limbă care se creează, care apare în comunitățile românești din Europa. Este un lingvist care vorbește despre o nouă limbă care apare în Spania și care s-ar putea chema rumaniol. Rumaniol este, așa cum puteți să vă imaginați, o combinație între spaniolă și română. Românii plecați de mult au început să se exprime în română, dar cu amestec de cuvinte spaniole pe care le preiau în limba română și fenomenul este foarte puternic la copii care vorbesc în română acasă, dar în spaniolă la școală și cu toți prietenii lor. Iar dialogurile potrivit acestui lingvist sună cam așa, un articol foarte interesant din Libertate. Scuzați-mă, de unde ați cumpărat această camisetă? E ușor de înțeles, camisetă, e tricou, cămașă, da. O am de la Mitio, adică de la unghiul meu. Mi-a regalat-o de mii cumple. Cred că a cumpărat-o de la Los Chinos. De cumple, da, adică de ziua mea. Oana are doi veri. O verișoară și un verișor în Spania și ne-am văzut cu ea asta vară, că am fost în vacanță în zonă. Da. Și sunt, da, sunt foarte haioase dialogurile, care asta cu ai probat friptura, ți-a plăcut? Ai probat, da. Ai probat este, am remarcat că tot... Aia încerca. Asta cu, vorbesc cu primo, primo înseamnă văr. Da. În spaniolă. Tio, unchi. Știi, și vorbesc, e așa, primo, ce mi-ai făcut? Și da, cu aia, cu... Am venit pe caretere repede. Pe caretere. Caretere șosea. Da. E... Am dat vuelta la colț, adică am m-am întors la colț sau ceva de genul. Să mă duc la supermercado. Dar noi avem oricum, avem mulți ascultători în Spania și în diaspora în general. Dar... Fenomenul există și în Italia. Nu știu cum e în Anglia sau în Germania, cred că nici n-am înțelege. Dar uite, pentru aceia dintre voi care sunteți pe frecvență în Spania, Italia, care locuiți de mai multă vreme acolo, care aveți copii, sau pentru cei care v-ați întors din Spania și din Italia, confirmați că există acest fenomen? Adică că se vorbește deja amestecat rumaniol în Spania, nu știu cum s-ar zice, da, în Italia. Dați-ne mesaj audio la 0728 3132 cu exemple, da, de-astea haioase, de expresii în care folosiți amestecat cuvinte românești cu cuvinte din limba țării. Ce expresii preluați? Cum vorbiți? Hai să vedem dacă este ceva. 0728 3132, mesaje audio pe WhatsApp. Dați-ne exemple, cum spuneți? Eu v-am zis, de poate mea zice pero, când în loc de dar, ea spune pero. Zice, pero nu mi-e place. Am probat nu știu ce. Astea sunt alea pe care le știu eu. Deci, experiment. 0728 3132. Vedem dacă se confirmă că există rumaniol. Poate că oamenii nu-și mai dau seama. Adică vorbesc așa, dar așa este. E posibil, normal. Da, da, da. Dar uite, acum că le-ai atras atenția, ar trebui să realizeze. Aha. Vedem ce iese. Los Chinos, mulțumim. Cu ore au venit zeci de mesaje de la marea noastră familie de ascultători din diaspora. Am apucat să ascultăm o parte dintre ele și o să difuzăm ce ne-a plăcut foarte mult. Tati, du basura și apoi adu fregona. Basura e bună. Flavius din Câmpul Lung. Du basura și adu fregona. Cum? Adu fregona, nu și e fregona. Ok. Auzit, quattro amici con muștaro e una birra. Quattro amici con muștaro e foarte bun. Con muștaro. Stai din categoria una copa de vino fierto. Da, da. Auzit-o acum mulți ani. Fregona, fregona este mop.
Du basura și adu, adu mopul. Du gunoiul și adu mopul. Nos vamos la cules de portocale, și aici stăm la una cerveza. Bun, mergem la cules de portocale și aici stăm la o bere. Da, e aici. Dar chiar se folosesc, adică serios, acum, sau acum, știți, așa, pentru radio ați zis ceva? Bună dimineața, băieți, pot să vă confirm, în Germania este exact același lucru și e extrem de dureros pentru urechi și mai ales pentru suflet. Ca și exemplu pot să vă dau că în Germania nimeni nu își mai face nicio programare, toți românii își fac doar termine. Termine? Aha. Luca, tu știi germană. Da, da, uite, pe asta nu m-am programat niciodată. Interesant. Dar asta e termenul clar de... Mm-hmm. Prendigiu il mileo de pe TV, că nu răcește Dolănescu. Prendigiu il mileo de pe TV, că nu răcește Dolănescu. Dă jos mileul de pe televizor, că nu răcește Dolănescu. Prendigiu il mileo de pe TV. Există o expresie în catalană, așa cum și spuneam, care sună cam așa. Te-ai îngreșat cum un porc. E, în românește e la fel. Te-ai îngreșat ca un porc. Deci asta, asta da, seamănă. Domnule, în mod absolut extraordinar, sunt foarte multe cuvinte din catalană care sunt unul la unul cu cuvintele din română. Deși, evident, n-a existat niciun fel de contact între aceste civilizații e, în posibil, perioada... Totuși, dacii să fie dacii, fost... Da, la daci mă gândeam și eu. Poate, în niște asta... vacanțe, ceva... Asta demonstrează evoluția latinii vulgare în două colțuri ale Europei, oarecum în aceeași direcție, știi? Da, da, da. Și catalana și limba română de aici s-au format izolat cumva de rest. Bună dimineața, dragilor! Este adevărat, ne-am întors din Italia acum 7 ani. Bețelul cel mare avea 3 ani jumătate și astăzi, după 7 ani, el în loc de apă minerală spune apă frizzante. Frizzante, da. Un exemplu în italiană. Am prins un apuntament la un medic sau la un birou. Prendere înseamnă a lua, okay? Și apuntament este o rezervare. Salut, băieți, sunt Laurențiu din Craiova, așa pe Spania, acum sunt acasă și am o prietenă în Spania care îi spuneam, băieți, zic, uite, mama asta a trezor la seria lui, dar ea zicea ceva, ce mama ta asta la pelicula? La pelicula? Deci la pelicula și să reținem că este femeie la 48 de ani, cea care vorbește așa, ceva ce mama ta asta la pelicula? Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Hola, chicos. Hola. Da, confirm. Este. Eu vivo în Spania, în Madrid, din 99. Lucrez șofer. Iar ahora nu pot să vorbesc mult, că sunt un național și tu verás lo que hay. Mucho tráfico, atascos, bară la bară, cosa de esta. Mucho tráfico, bară la bară. De toda manera, cred că v-am confirmat. Câtuși de puțin, că vorbesc un fel de romaniol. O zi bună să avem cu toții. Claro că da. Asta e, exact. Mucho divertido, mulțumim. Da, mie mi se pare că primul care a vorbit limba asta e Răducioiu. Răducioiu, da. Cum o se dice la voi, la România? Mai sunt vorbe, che pasa, frate? Asta sunt mereu. Da. Che pasa, frate? Che pasa, frate? Mulțumim pentru mesaj. Mulțumim mult! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.